Salutare, bine v-am regăsit la Evnews. Avem în sfârșit un nou podcast, de această dată vreau să discutăm un pic despre BIAS 2018. Înregistrăm acest podcast în ziua următoare BIAS-ului. Nu știu dacă se simte în voce, dar sunt complet răfășit după mai mult de 12 ore petrecute pe platforma aeroportului Băneasa. Nu o să se vadă, dar sunt complet carbonizat de soarele neașteptat din acest iulie ploios. Bun, BIAS 2018 cu bune și, v-am să zic mai ales, dar ar suna răutăcios, cu bune și cu rele BIAS-ul 2018. Așa cum am obișnuit, o să încerc să structurez, dar fără o ordine neapărată a preferințelor, chestiile care au fost bune și chestiile care au fost mai puțin bune la această ediție aniversară, pentru că avem 10 ani de BIAS în București. Ok, cea mai mișto evoluție, cea mai frumoasă, cea mai spectaculoasă evoluție mi s-a părut cea a F-ului 18 spaniol. Pilotul l-a tras într-adevăr într-un mare fel de avionul ăla. Avionul ne-a arătat ce poate. Am avut acel, cred că a fost în premieră în România, nu s-ar dintr-o idee în alta, fac o paranteză, cred că a fost în premieră în România la un air show ca un avion să treacă în viteză transonică și toată lumea, practic toți cei care au fost cu ochii pe cer, să vadă acel con care se formează undeva în jumătatea din spate a avionului, care cumva ne transmite că urmează trecerea la viteză supersonică. Din fericire n-a făcut, ar fi fost destul de periculos să treacă în supersonic atât de jos și cu atât de mulți oameni în jur. Dar, repet, ne-a arătat, cred că este o premieră pentru un airshow din România, trecerea în viteză transonică. Mi-a plăcut Turkish Stars, pe care i-am văzut deja, am putea să spunem că sunt niște obișnuiți ai BIAS-ului, fiind pentru a treia oară, cred că, în România, dar profesioniști, super profesioniști, ca întotdeauna. Mi-a plăcut totul, mi-a plăcut de la prima trecere pe care au făcut-o în show-ul de dimineață, să-i zicem, pentru că știți că BIAS-ul a fost împărțit în două, show de dimineață și show de seară. În show-ul de dimineață, când au venit cumva din spatele spectatorilor și au făcut acea trecere super, super spectaculoasă, dacă ați citit site-ul până acum știți că militez pentru chestia asta, chiar dacă este interzis sau, mă rog, nu este recomandat să evoluezi deasupra publicului, eu cred că e nevoie ca fiecare formație de acrobații să aibă măcar o trecere din aceasta, fie când deschide show-ul, fie când îl închide, pentru că este super spectaculos, super surprinzător. Reacțiile oamenilor sunt fabuloase. Comentatorul Turkish Stars, care a vorbit în română atât dimineața cât și seara, mi se pare ceva wow. Turkish, când au venit cu avioanele după evoluție și s-au aliniat pe bretea în fața spectatorilor, având primul avion drapelul României, iar următoarele drapelurile Turciei și României. Mi se pare că oamenii ăștia strigă profesionalism din punct de vedere al show-ului de aviație. Mi-a plăcut și formația poloneză, mi-a plăcut pentru că a fost cumva ceva inedit. Nu am mai văzut PLZ-urile zburând. Nu le-am mai văzut decât în poze, dacă nu mă înșel, nu știu dacă am văzut vreunul în realitate până acum. Nu au fost, din acest punct de vedere, al acrobației, al ce vreți dumneavoastră, n-au fost super spectaculoși, trebuie să recunosc asta, dar au fost ceva inedit, au fost o pată de culoare, au fost ceva nou și, da, pot să zic că am savurat demo-ul lor. Mi-a plăcut Gripenul ceh, pentru că cehul a tras de avion, într-adevăr. Ne-a arătat ce poate, mă rog, ne-a arătat o parte din ce poate. Am văzut un demo cu un Gripen la Riyadh în urmă cu vreo 2 săptămâni, care a fost mult mai spectaculos decât ăsta, dar da, cred că a fost cel mai bun demo cu Gripen de la noi din țară și acum mă gândesc dacă am mai avut demo cu Gripen, pentru că anul trecut știm că s-a stricat, dar parcă au mai fost cehii odată. Da, mi-a plăcut Gripenul cehesc. Gripenul lungurmi-a plăcut pentru că a zburat, pentru că în rest a fost foarte cu minte, dar da, spre deosebire de anul trecut a zburat și
Se pare că unii oameni nici măcar n-au făcut diferența între ce poate cehul și ce poate ungurul, pentru că în show-ul de seară comentatorul cumva s-a încurcat. Asta este o bilă, hai să nu spun neagră, ci gri. Ce mi-a mai plăcut? Mi-a plăcut show-ul de seară pentru că este cel mai gustat de public și chiar dacă e aceeași rutină de fiecare dată și cumva nu vin cu ceva nou, deci mi-e greu să îmi imaginez cu ce ar putea să vină nou. Airbandits sunt oamenii care ar trebui să închidă fiecare airshow mare, nu numai de la noi, ci din lumea asta, pentru că este clar că este cel mai gustat moment de către public. Artificii, explozii, noapte, avioane cu flăcări pe eșapament și Rammstein. Ce vrem mai mult de atât? Mă gândeam acum ce mi-a mai plăcut. Sabul 105, să știți că a fost o surpriză foarte plăcută pentru că la prima vedere avionul nu este atât de spectaculos. Dimpotrivă, pare o chestie destul de boring, dar evoluția lui a fost neașteptat de bună, neașteptat de bună. Am fost surprins plăcut din acest punct de vedere. Nu știu ce ar mai fi de spus. Nu vreau ca celelalte evoluții să intre la capitolul și altele, dar sunt cumva lucruri pe care le-am mai văzut și e greu să mă impresioneze ceva ce am mai văzut. F-urile 16 de la noi au fost bine, dar cumva mi se pare că mai e de lucrat și nu știu dacă oamenii de acolo vor vrea să lucreze la treaba asta, în ideea în care escadrila de F-16 este în curs de operaționalizare, iar piloții au cu totul și cu totul alte lucruri de perfecționat în acest moment, nu un eventual demo pentru airshow-uri. Oamenii trebuie să lucreze la cu totul și cu totul altceva. Este cât se poate de înțeles, nu sunt piloți de demo, sunt piloți operaționali și îi apreciez pentru ce au făcut. Au venit cu acel exercițiu de interceptare, a fost drăguț să zic. Și cumva în limitele a ceea ce mă așteptam de la F-16. Aeroclubul României a încercat multe, le-au ieșit destul de multe, cumva. Fiind în această companie, nu este un avantaj pentru ei, pentru că e greu să te impresioneze o formație de 5 extre în condițiile în care vine spaniolul cu F-18 și îți bubuie timpanele și îți arată conul de la viteza transonică. E greu ca extrele să vină și să te impresioneze, cum ziceam. Parașutiștii, în schimb, au fost foarte ok. Și mă refer din punct de vedere al unui moment gustat de public, pentru că din ce am încercat să stau și anul ăsta mai mult în zona de public, mai mult printre oameni, să văd cum reacționează, ce le place, ce apreciază. Iar momentul parașutiștilor și cel de dimineață, dar mai ales cel de seară, au fost super gustate momentele astea și da, good job, bravo băieți! Ce mi-a mai plăcut? Mi-a plăcut în expoziția statică. Ok. Mi-a plăcut în expoziția statică faptul că și ai noștri, în special băieții de la baza 71 aeriană, au venit cu materiale promoționale. Asta era un lucru pe care mi-l doream, pentru că dacă vă duceți pe afară la airshow-uri, o să vedeți că fiecare escadrilă, fiecare avion cu pilotul aferent din expoziția statică vine cu materiale promoționale specifice, peciuri, brelocuri, habar nu am, machete, tricouri, șepci, orice vă doriți, găsiți cu însemnele acelui avion, dacă vreți. La noi treaba asta nu era foarte bine dezvoltată. De fapt, era cumva o situație ciudată pentru că aveam invitați străini și veneau acei străini cu măsuța pe care puneau, vă ziceam, v-am spus, peciuri, șepci, chestii, iar ai noștri erau așa, cumva, cu mâinile în buzunarele combinezonelor și nu îi acuz pe ei de ceva, pentru că știu că nu de la ei trebuia să plece treaba asta. Ei bine, acum la BIAS am avut, v-am zis, băieții de la baza 71 au venit cu șepci, tricouri, peciuri,
tot ce găseați la străini, găseați și la noi și lumea pare că a gustat destul de mult chestia asta, pentru că era coadă. De câte ori am trecut pe acolo, era coadă în fața standului al lor noștri. Mi-am luat și eu ceva de la ei, recunosc. Jumătate de nevoie, jumătate pentru că îmi doream. Da, am apreciat foarte mult treaba asta. Good job din nou, sper să continue și thumbs up. Mi-a plăcut că am avut micul 21, chiar dacă n-a zburat, l-am avut în Expo Static. Mi-a plăcut să le văd avioanele, au fost aduse de la baza 71. Au fost aduse doar în static pentru că ele au primit ok-ul de a reveni la zbor cu 2 zile, dacă nu mă înșel, înainte de Piast. Cred că joi au venit ok-ul pentru revenirea la zbor. Era imposibil să avem Expo Dinamic cu MiG-21 pentru că, vă dați seama, după 2 săptămâni de pauză nu vine niciun pilot și ar fi super periculos să iei un pilot și să-l pui să facă o demonstrație aeriană în condițiile în care oamenii n-au mai zburat de cel puțin 2 săptămâni. Mi-a plăcut însă să le văd la sol. Au venit, au fost impresionante ca de obicei. Mi se pare în continuare cel mai frumos avion, fără discuție. Cam asta ar fi părțile bune, părțile pozitive. Deși, cu totul, cea mai bună parte, mă scuzați că fac din nou această paranteză, cea mai bună parte este aceea că oamenii au venit în număr mare și oamenii au gustat show-ul. Pentru că, cumva despre asta este vorba. Trecând peste cine vine, cine zboară, cum zboară, unde zboară, de ce zboară și așa mai departe, îmi place, nu-mi place, important e ca omului care vine la airshow să îi placă treaba asta, iar din ce am văzut, din ce am auzit, din ce am discutat, puțini au fost cei care s-au plâns. Puțini au fost, iar lumea multă a fost din nou, vremea a ținut cu noi, oamenii au venit, au plecat, au venit, au plecat, cred că se va depăși lejer 100.000 de spectatori la Bias 2018, cu toți cei care s-au rulat pe parcursul zilei. Ce nu mi-a plăcut? Of, ce nu mi-a plăcut? Iarăși într-o ordine aleatoare. Nu mi-a plăcut că nu a venit nici anul ăsta Lightning-ul, deși l-au anunțat. Nu știu dacă este o greșeală de comunicare a organizatorilor, nu știu dacă este o greșeală a celor de la Flying Bulls, dar P38 Lightning a fost pentru a doua oară anunțat și pentru a doua oară nu a venit. Deja mi se pare că intrăm într-un capitol care frizează. Se spune nesimțirea, pentru că dacă știi că nu-l aduci, nu le spui oamenilor că nu că-l aduci și ei nu se fac de râs mai departe, dacă știi că oamenii nu vin cu Lightning-ul, nu-l anunți, ca apoi să existe această dezamăgire, această frustrare pentru că nu vine, pentru că era un avion așteptat, un avion pe care îmi doream, cel puțin eu îmi doream foarte mult să-l văd. Nu mi-a plăcut că nu a venit Blue Air-ul care a anunțat cu o zi înainte de Bias că vor avea o trecere cu Boeing-ul 737 pe care au aplicat acel livery special cu carul întâi. Au anunțat că vin, au anunțat că zboară, n-au mai zburat. Din nou, este dimineață când înregistrăm asta, dar încă nu am găsit nicio explicație pentru faptul că au absentat Blue Air. Dacă vă ascultați și voi, poate ne spuneți ce s-a întâmplat, de ce n-ați venit și de ce n-ați anunțat din timp că nu mai veniți. Nu mi-a plăcut Eurofighter-ul, nu mi-a plăcut pentru că a avut o singură trecere, a fost destul de trist, dar măcar au marcat prezența. Am avut 3 avioane la sol și vreau să zic că unul în demo, dar n-a fost demo, n-a fost nimic. Au venit o trecere de la un avion de la Mihail Gogălnicianu, unul dintre cele 4 engleze care sunt acolo pentru misiunile de poliție aeriană. A venit, a făcut o trecere. Dacă n-ați fost atenți, probabil nu l-ați văzut și cumva e tristuț asta. Pe de altă parte, este de înțeles pentru că oamenii nu sunt în România pentru show, oamenii sunt în România pentru cu totul și cu totul altceva. Și-au răpit din timpul lor, din munca lor, din habar n-am ce, ca să vină să facă această trecere la Băneasa. Unii o apreciază, din punctul meu de vedere, ne, nu. E dezamăgitor că a făcut doar o trecere, putea să măcar să
ia virajul spre casă și să mai treacă o dată prin fața spectatorilor, dar poate sunt doar eu. Ce nu mi-a mai plăcut? Nu mi-a plăcut vremea, a fost mult prea mult soare pentru un bias de care să pot să mă bucur așa cum trebuie. Dar nu a plouat, ceea ce e bine. Am avut evoluții foarte drăguțe. Încerc să nu trag foarte mult de timp. Am ajuns la 15 minute de înregistrare și să nu fie foarte lung. Mă gândesc acum scurt pentru că nu mi-am structurat ideile până înainte ce am să spun. Cumva este așa live, deși o să-l ascultați înregistrat. Ce nu mi-a mai plăcut? În continuare nu-mi plac chestiile astea de merchandising pentru că am asistat la un moment foarte urât. Undeva pe final, pe la 6 seara, cred, am ieșit un pic din zonă ca să mă duc să caut un bancomat, evident că nu există niciun bancomat în zonă, ci foarte departe. Și m-am oprit la Mega-ul de peste drum ca să iau niște apă și alte lichide. Iar la Mega-ul de peste drum erau băieții de la Tarabele de la Bias care cumpărau boxuri cu apă și suc. Și mi se pare culmea nesimțirii să faci afaceri la modul ăsta, să cumperi sticla de apă cu 1,5 lei, 2 lei, cât mai este sticla de apă la Mega și să vii, să doar să treci drumul, practic, să traversezi drumul și să intri în complexul Promaier, să intri pe platformă și să vinzi aceeași sticlă de apă cu 5 lei. Mi se pare, v-am spus, mi se pare mizerabil, cumva. Am în continuare de câțiva ani această dispută cu organizatorii și vânzătorii de la Bias, nu mi se pare normal. Dacă erai într-o zonă inaccesibilă, în care stocul vânzătorilor era singurul pe o rază de, habar n-am, X kilometri, mi se părea ok să-și pună adaos 50.000% și să ceară 5 lei, 10 lei pe sticlă cu apă. Dacă organizatorii te anunțau dinainte că ori vii cu apa ta, ori îți cumperi din asta la suprapreț, da. Era, mă rog, nu era ok, dar era acceptabil. Înțelegeam din acest punct de vedere, pentru că oamenii fac un efort să vină spre tine spectator, să-ți aducă apa acolo unde este airshow-ul, pe acea poziție izolată și așa mai departe. Aș fi înțeles, n-aș fi fost de acord cu ea, dar aș fi înțeles logica. În schimb aici, ai tarabele de la Bias, care îți vând apă cu 5 lei, dacă ieși din curtea Romairo și traversezi un drum, ai un mega imaj care îți vinde aceeași apă, la fel de rece, cu 2 lei. Mi se pare că este culmea nesimțirii ca tu să vii acolo să ceri 5 lei și din nou spun că organizatorii ar trebui să facă ceva în privința asta. Nu cred, nu sunt absurd, nu cred că există o politică de a limita prețurile solicitate de comercianți, dar în momentul în care negociezi cu ei contracte și prezență, poți să întrebi de prețurile pe care vor să le pună, iar dacă cineva zice că o să vândă apa, habar n-am, cu 2,50 lei, cu 3 lei, cu cât o să o vândă, iar în timpul show-ului constați că își încalcă această promisiune și o vând cu 5 lei, cu 7 lei, cu 30 de lei, banul viitor nu îi mai chem, nu le mai permiți accesul și așa mai departe. Mi se pare super nesimțire treaba asta, mi se pare că este, aș vrea să zic pur românească, dar nu vreau să intrăm pe linia stereotipurilor, dar este practic, nu este business, este țeapă. Vrei să faci într-o zi de airshow afacerea pe care nu reușești să o faci în 2 luni de vânzare directă la buticul pe care l-ai, dacă l-ai și pe ăla. Cam asta a fost. Sunt sigur că mai sunt și alte chestii. Dacă ascultați asta și mai considerați că am ratat ceva, comentați fie pe YouTube, fie pe site, fie pe Facebook, oriunde ne găsiți cu drag, vă răspundem cu drag. Înainte să închei, vreau să-i salut pe cei care ne-am văzut astăzi, cu care ne-am văzut sâmbătă la Bias. Au fost destul de mulți oameni, surprinzător de mulți pentru mine, care au recunoscut tricoul Aviație Magazin și au venit și m-au salutat. L-am discutat cu unii dintre ei, cu cei care au vrut să discute. Am înțeles și unele
Aș vrea să le spun obiecții, dar nu sunt obiecții. Am înțeles că tricoul în momentul ăsta nu este foarte vizibil, că este albastru pe albastru și nu se vede foarte bine logo-ul de pe spate. Vom schimba lucrul ăsta, da, vom avea un nou model de tricou cât de curând. Va fi mai vizibil, sper ca la următoarele air show-uri, care sper să aibă loc în această vară, sper să mai prindem măcar unul, să fim mai vizibili, să ne vedem cu mai multă lume, să comunicăm. Am văzut că v-a plăcut live-ul de dimineață de pe Facebook, live streaming-ul cu expoziția statică. Vom mai face asta, vom mai face cu mai multe cuvinte. Nu știu dacă vom intra pe nișa aia de vlogging, cumva nu mi se pare potrivită, dar dacă considerăm că îi prinde și că vă place, pot să mă gândesc și la chestia asta, la vlogging. Nu știu dacă vreți să-mi vedeți fața, dar pare că este ok dacă mă auziți și discut cu voi în timp ce vă prezint avioane și alte lucruri. Deci vom mai face chestia asta cu prima ocazie. Cum vă spuneam, asta a fost biasul 2018. Dacă aveți mesaje, vă rog să ni le transmiteți. Să vă abonați la pagina noastră de YouTube pentru că, vă spun din nou, ne ajută foarte mult dacă avem abonați. Momentan sunt foarte puțini, dar văd că views-urile sunt ok, deci înseamnă că vă uitați la clipuri, doar că nu și apăsați pe acel buton de subscribe. Dacă nu vă este peste mână, subscribe la canalul nostru de YouTube, like pe Facebook, share-uiți dacă considerați că avem materiale pe care trebuie să le vadă și alții, pentru că fiecare share ne ajută în expunere, ne ajută să creștem. Până data viitoare, numai bine și vă aștept la următoarele show-uri. Salut!